Roman capitolul 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Amin. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâine împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși. Și auziți ce diferență face cuvântul totuși. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Amin. Prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm în următoarele minute, vorbește-ne prin Duhul Său. Vorbește celor ce sunt prezenți acum în casa Ta. Doamne, vorbește celor ce ascultă mesajul acesta pe internet. Și în numele Lui Iisus Hristos te rog să-i vindeci. Amin. Pe toți cei ce privesc acum la Tine, Doamne. Amin. Privesc la cuvântul Tău și ascultă cuvântul Tău. Amin. Mulțumim că ești cu noi. Mulțumim că nu suntem siguri și singuri. Și mulțumim, Doamne, că Tu ești Dumnezeul care ești în controlul tuturor evenimentelor din viața noastră. Contăm pe Tine, credem în Tine, ne încredem în Tine și contăm pe puterea Harului Tău în viața noastră și în acest moment. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăvit să fie Domn! Amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Noi suntem adunați în numele Domnului Iisus Hristos în acest loc, în acest moment, în această dimineață. Una dintre specializările lui Dumnezeu, și ea este fundamentală, este aceea de a transforma răul în bine. Este atât de important adevărul acesta și capacitatea lui Dumnezeu de a transforma răul în bine. Noi trăim într-o lume în care există foarte mult rău. De fapt, uneori suntem înfiorați și copleșiți de răul care îl vedem că se petrece în jurul nostru, chiar în familiile noastre și chiar în noi și în țara noastră, în guvernul acestei țări. Dar credem că Dumnezeu, bazat pe cuvântul Său, este specializat să transforme și să convertească răul în bine. Mesajul din această dimineață l-am primit, cred eu, de la Domnul și l-am numit așa: când răul lucrează bine. Unul dintre cele mai cunoscute versete din Sfânta Scriptură este Romani 8:28. Și în Romani 8:28, Domnul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, spune așa: de altă parte știm. Unele lucruri în viață nu le știm, altele le presupunem. Însă Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, spune: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Când răul lucrează bine.
Dar acum aș vrea să vă spun că Romanii 8:28 este un verset care nu se aplică la toată planeta. Romanii 8:28 este un verset care nu se potrivește și nu are aplicație în viața tuturor celor ce mă ascultați în momentul acesta. Romanii 8:28 este unul dintre cele mai uimitoare, cele mai încântătoare, dar și cele mai revoltătoare versete din Biblie. Și îl mai amintesc încă o dată pentru cei ce nu știți. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și adevărul acesta este fundamental. Răul nu lucrează bine pentru toți. În lume este mult rău și mi se pare că este mai mult rău decât bine, dar nu e așa. Deși în lume este foarte mult rău și când ne uităm în jurul nostru la ora actuală în România, în Europa, există în lume foarte mult rău, să știți că în multe situații răul lucrează bine. Și din acest moment vă motivez și vă încurajez. Nu vă temeți nici chiar de rău, nu vă temeți nici cei ce sunt răi în jurul dumneavoastră și chiar în mijlocul dumneavoastră. Noi suntem înțelepți și deștepți. Noi nu ne temem de rău, noi ne temem de Dumnezeu. Și Dumnezeul căruia noi ne închinăm în aceste zile, în aceste momente și în aceste clipe, este Dumnezeul care știe să, să transforme și să, să convertească cel mai mare rău în cel mai mare bine. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Răul lucrează bine pentru o singură categorie de oameni. Și deja am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că răul lucrează bine și chiar face în multe situații bine în viața celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. 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 Din cauza aceasta este fundamental să înțelegem acest adevăr care mie mi se pare atât de important și atât de încântător. Răul este un bun slujitor. Lumea este plină de rău. Răul este însă un bun slujitor doar pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Și asta este un adevăr, asta este un paradox. Un paradox, sunt două adevăruri care nu se potrivesc și ni se pare la prima vedere că se bat cap în cap. Însă cuvântul lui Dumnezeu și când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să înțelegem un lucru foarte important, că Biblia ne prezintă adevăruri pe care nu le putem înțelege doar cu rațiunea, ci Biblia ne prezintă adevăruri care le putem înțelege doar cu Spiritul și prin credință. Biblia ne prezintă adevărurile lui Dumnezeu și noi trebuie să le luăm așa cum le scrie Dumnezeu în cartea Lui, chiar dacă rațiunea noastră și gândirea noastră și mintea noastră nu le poate pricepe și nici nu le poate percepe în totalitate, însă noi, la stânca, noi care suntem creștini autentici, am hotărât să luăm pe Dumnezeu, pe cuvânt, slavă lui Dumnezeu. Și Biblia spune că există multe situații când răul lucrează exact ceea ce el n-ar vrea să lucreze, lucrează exact binele. Și asta vrem să învățăm în această dimineață, cum să convertim răul care vine uneori spre noi, vine în viața noastră, cum să învățăm să-l convertim în bine. Și e ca și când învățăm să convertim și să luăm toate deșeurile menajere și să le transformăm într-un material care în final produce energie. Și tot mai multe apar aceste gropi ecologice, aceste deponeuri ecologice care și printr-o tehnologie sofisticată toate deșeurile menajere pe care noi le aruncăm. Există oameni care știu să le adune și să le convertească în final în ceva care ne face bine. Gunoiul este un rău de care vrem să scăpăm, însă oamenii cu inteligența pe care Dumnezeu le-a dat-o au învățat să convertească gunoiul în energie pozitivă. Și eu îl slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Ei, Biblia vine și ne spune că noi, ca și creștini autentici și adevărați,
putem să convertim și răul în bine. Și vă dau un exemplu. Noi aici, și acum nu vreau să fac mare tam-tam pe adevărul acesta, însă noi aici, la Stânca, am început să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea posibilitatea să cumpărăm terenul care de vânzare 2200 de metri pătrați. Și auziți acum, cum transformă Dumnezeu răul în bine? Însă secretul este, ca să poți converti răul în bine, secretul este să îl iubești pe Dumnezeu. Amin. Asta este condiția. Când răul lucrează în bine, înseamnă că tu deja te-ai îndrăgostit de Dumnezeu. Amin. Și noi ne-am rugat la începutul acestui an și am spus, Doamne, vrem să cumpărăm terenul ăsta care de vânzare. Doamne, te rugăm să ne-l dai nouă. Doamne, te rugăm să vii cu soluții. Că bani n-avem. Și noi n-avem bani, dar avem credință. Amin. Și asta este extraordinar. Și credeți-mă, nici nu știți că Dumnezeu face cele mai mari minuni. Adică știți, doar prin credință. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și ne-am rugat și am postit și Dumnezeu ne-a ascultat. Dar știți cum? Dumnezeu a trimis în lume recesiune. Inclusiv în România. Și totul, toate prețurile de speculă din țara aceasta au început să se dezumfle și să cadă. Anul trecut, prețul unui metru pătrat de teren aici, așa unde este îngrădit și este acum de vânzare, aici în Timișoara, era de 360 de euro. A venit recesiunea. Știți cât este prețul acum? 120 de euro. Fraților, când îl iubești pe Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu, răul lucrează bine. Asta este paradoxal. Știu că unii poate că sunteți revoltați când auziți adevărul acesta, dar este unul dintre cele mai uimitoare adevăruri pe care le-am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vă rog să rețineți, să facem câțiva pași. Doar când îl iubești pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează spre bine în viața ta. Amin. Amin. Să nu mă înțelegeți greșit și să nu înțelegem Biblia greșit, Duhul lui Dumnezeu scrie așa, de altă parte știm că toate lucrurile, toate, și toate înseamnă tot. Amin. Nimic, nimic nu rămâne în afară. Dumnezeu vorbește, ăsta este un verset pe care eu l-am numit all inclusive. All inclusive. Apostolul prin Duhul Sfânt spune, de altă parte știm, și asta era o certitudine, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău doar atunci când îl iubești pe Dumnezeu. Marea concluzie și marea mea concluzie este aceasta. Marea nevoie a acestei țări. Marea nevoie a ta care mă asculți în momentul acesta. Marea nevoie a dumneavoastră care sunteți în casa lui Dumnezeu în acest moment și ascultați cuvântul lui Dumnezeu pe internet. Știți care este? Marea nevoie a planetei este să se îndrăgostească de Dumnezeu. Amin. Marea nevoie a Timișorii, marea nevoie a României, marea nevoie a Austriei, marea nevoie a Europei întregi este să învățăm să iubim pe Dumnezeu. Amin. Acum vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră iubiți pe Dumnezeu? Vă rog să ridicați-o. Nu vă supărați că vă pot să faceți gimnastică spirituală. Amin, amin, stăviți să fie Domnul. Acum, dacă n-ați ridicat mâna, condoleanțe. Știți, tot mai mult, pentru că lucrez în biserică și cu biserica și cu creștinii, tot mai mult îmi dau seama că vrăjmașul încearcă să înșele chiar pe cei aleși. Domnul spune că diavolul va încerca să îi înșele chiar pe cei aleși. Și a reușit pe unii deja să ne înșele, de ne-a amăgit și ne-a amețit. Și auziți cum? Noi toți am ridicat mâna și vă felicit pe toți care ați ridicat mâna. Și oamenii deștepți, într-adevăr, îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. Însă există un verset sau două versete în Scripturi pe care noi le citim, dar cu nebăgare de seamă, și asta este un mare pericol. Și știți care este? În ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, la capitolul 3, la capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Domnul vorbește bisericii sale,
zice bisericii din Efes, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și acum atenție creștinilor, atenție biserică. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Era o biserică grozavă la suprafață. Era o biserică care avea activitate, dar nu avea spiritualitate. Și vă rog să rețineți pericolul în care suntem noi toți. Dar, zice Mântuitorul, zice Domnul Bisericii, zice șeful Bisericii, am ceva împotriva ta, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Știți care era problema Bisericii din Efes? Problema lor nu era că iubeau pe Dumnezeu, că nu-L iubeau pe Dumnezeu, dar iubeau. Știți care era problema? Nu-L iubeau cu dragostea din tine. Și aia este păcat. Să-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că eu cred că toți care în această dimineață ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și ați venit la casa lui Dumnezeu și asculți Cuvântul lui Dumnezeu chiar în acest moment, cred că-L iubești pe Dumnezeu. Amin. Amin. Îți vă pun o întrebare la care vă rog să nu vă grăbiți să răspundeți. Îl iubești pe Dumnezeu cum vrea Dumnezeu? Să-L iubești sau îl iubești pe Dumnezeu cum vrei tu? Problema bisericii din Efes, știți care era? Îl iubeau pe Dumnezeu, dar nu cu dragostea din tâi. Nu cu dragostea din tâi. Nu îl iubea pe Dumnezeu cu dragostea din tâi și ăsta este păcat. Ăsta este păcat. Un cărturar se duce la Domnul Iisus și îl întreabă învățătorului, care este cea mai mare poruncă? Știți ce răspunde Domnul Iisus cărturarului în Marcu 12? Fundamental este versetul acela, dacă vrem să placem Domnului. Zice, Domnul Dumnezeul tău este un singur Dumnezeu și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toți mușchii tăi, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin. Amin. Acum vă rog să rețineți. Care era problema acolo? Sau care este detaliul pe care noi tindem să nu-l observăm? Și uneori ne și convine să nu-l observăm. Zice Domnul Iisus acelui om și zice el tuturor celor ce ascultăm acum, zice, cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima. Domnul Iisus nu zice doar să-L iubești pe Dumnezeu. Vă rog să fim atenți la orice cuvânt care spune Mesia. Amin. Amin. Iisus Hristos a zis să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu oricum, ci cu toată inima ta. Amin. Amin. Cu toată inima ta. Vă rog să spuneți după mine. Cu toată inima ta. Așa trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Toate lucrurile lucrează împreună, chiar și răul. Doar spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Marea nevoie a creștinului modern este să-L iubească pe Dumnezeu cu dragostea din tâi. Amin. Amin. Dacă nu iubim pe Dumnezeu cu dragostea din tâi, ne înșelăm, avem probleme. Și ce spune Domnul Iisus Hristos aceste biserici care nu-L iubea pe Iisus Hristos cu dragostea din tâi, ei doar îl iubeau. Și era o dragoste din asta monotonă la un moment dat, cum apare între doi căsătoriți după câțiva ani. Ceea ce este inadmisibil. Dar poate să apară așa o dragoste monotonă care nu are nicio valoare, dar auziți ce zice Domnul Iisus aceste biserici care nu mai iubea, dar nu cu dragostea din tâi. Auziți, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Întoarce-te la dragostea din tâi. Doamne ajută-ne să te iubim, dar nu oricum. Și Doamne ajută-ne să te iubim cu dragostea din tâi. Doar când îl iubești pe Dumnezeu cu dragostea din tâi, toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău. Marea nevoie a bisericii este să se reîndrăgostească de Dumnezeu. Amin. Mai țineți minte cum v-ați comportat atunci când erați îndrăgostiți? Mai țineți minte vremea îndrăgostirii? Mai țineți minte atitudinile, comportamentul când eram la dragostea din tâi? Cum eram atunci și cum suntem acum? Numai pe plan uman.
Și atunci să aplicăm același, aceeași întrebare pe plan spiritual. Mai țineți minte cum eram la dragostea din tâi pentru Dumnezeu? Mai țineți minte ce fapte aveam la dragostea din tâi pentru Dumnezeu și cum suntem acum? Doamne, ajută-ne pe toți să ne pocăim. Amin. Toate lucrurile lucrează împreună doar spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Doar spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu cu dragostea din tâi. Problema noastră nu este că nu iubim pe Dumnezeu, ci problema noastră este că iubim pe Dumnezeu cu o dragoste second hand. Îl iubim pe Dumnezeu cu o dragoste uzată. Îl iubim pe Dumnezeu cu o dragoste plicticoasă. Îl iubim pe Dumnezeu cu o dragoste monotonă. Ei, Domnul Iisus spune, n-am nevoie de asemenea iubire. Știi, răul lucrează bine doar pentru o anume categorie de oameni, doar pentru aceia care iubesc pe Dumnezeu cu o iubire adevărată. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Dar în Romani 8:29, știți ce spune Biblia? Căci pe aceia pe care i-am cunoscut, știți care sunt oamenii pe care îi cunoaște Dumnezeu că sunt al Lui? Doar pe cei ce iubesc pe Dumnezeu cu toată inima. Amin. Dacă nu iubești pe Dumnezeu, dacă nu iubești pe Dumnezeu cu toată inima, tu îl cunoști pe Dumnezeu, dar Dumnezeu probabil că nu te cunoaște pe tine. Și Dumnezeu să ne ferească de situația aceasta. Amin. Doar când îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu te cunoaște. Slăviți să fie Domnul. Doamne, cunoaște-ne pe fiecare dintre noi. Și Dumnezeu mă cunoaște doar când îl iubesc din toată inima. Doamne, ajută-mă la aceasta. Amin. Dar acum, numărul 2. Trebuie neapărat să înțelegem bine ce înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Amin. Trebuie să învăț bine și să știu bine. Sunt în Scripturi câteva expresii, câteva sintagme foarte importante pe care le folosește Duhul lui Dumnezeu. Și la un moment dat și Domnul Iisus și Apostolul Pavel și Ioan și Petru spun așa. Să știm bine. Să știm. Să știm bine. Ei, aș vrea în această dimineață să știm bine și să învățăm bine că trebuie neapărat să înțelegem ce înseamnă să iubim pe Dumnezeu. A gândi frumos despre Dumnezeu nu înseamnă că iubești pe Dumnezeu. A vorbi frumos despre Dumnezeu nu înseamnă neapărat că iubești pe Dumnezeu. A te lupta de dragul lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat că iubești pe Dumnezeu. Chiar a predica frumos, a te ruga frumos, a cânta frumos și a sluji frumos, nu înseamnă neapărat că iubești pe Dumnezeu, că ăștia din Efes, ăștia aveau activitate, ăia predicau bine, aveau moralitate, aveau o singură problemă. Nu-L iubeau pe Iisus Hristos cu dragostea dintre ei. Și când nu-L iubești pe Iisus Hristos cu dragostea din tâi, te confrunți cu o mare și fundamentală problemă și toate lucrurile din viața ta nu mai lucrează spre bine. Și s-ar putea lucruri din viața ta să lucreze spre rău în viața ta, însă noi în această dimineață învățăm cum să convertim răul din viața noastră în cel mai mare bine în viața noastră și condiția este să îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Fii atent, a crede în Dumnezeu nu înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Vă mai spun încă un lucru. Chiar a veni la casa lui Dumnezeu, a te duce la biserică duminică de duminică și de vreo 2-3 ori pe săptămână la biserică, nu înseamnă neapărat că îl iubești pe Dumnezeu corect. Știți ce înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima? Vă rog să rețineți. Lucrurile sunt atât de simple și atât de clare. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să le imprime adânc în inima noastră. Ce înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima? Înseamnă să mă tem de Dumnezeu. Amin. Mulțumesc pentru aminul puternic. Amin. Asta înseamnă să îl iubesc pe Dumnezeu. Înseamnă să mă tem de Dumnezeu. A iubi pe Dumnezeu din toată inima înseamnă a-L respecta pe Dumnezeu. Amin. 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 Să vă spun altfel, să așez altfel cuvintele. A iubi pe Dumnezeu din toată inima înseamnă să-ți fie frică de Dumnezeu, o frică pozitivă. Amin. Amin. Asta înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, îl onoresc pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Și să mai spun încă un lucru care trebuie să-L înțelegem. Când îl onoresc pe Dumnezeu din toată inima, când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, îl cinstesc pe Dumnezeu din toată inima, însă îmi cinstesc și aproapele și îl onorez și pe aproapele meu din toată inima. Amin. Nu poți să zici, Doamne, eu pe tine te iubesc din toată inima, de pe aproapele meu îl disprețuiesc și îl vorbesc de rău sau îl defain.
Doamne, ferește-i de așa ceva. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, mă tem de Dumnezeu, mi-e frică de Dumnezeu, îl respect pe Dumnezeu și, bine spunea Richard Wurmbrand, cine iubește pe Dumnezeu nu mai face lucrurile interzise de Dumnezeu. Amin. Amin. Alo, amin. Când îl iubesc pe Dumnezeu, nu mai pot să fac lucrurile care Dumnezeu le-a interzis. Amin. Amin. Păi când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și dacă vreau ca toate lucrurile să lucreze, să lucreze spre bine în viața mea, păi când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, eu nu mint. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, nu fur. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, îi iubesc pe toți oamenii. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, îi iert pe toți oamenii. Amin. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, îl onorez pe Dumnezeu și nu pot să fac nimănui rău. Și ce înseamnă că îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima? Înseamnă că faci bine la toți oamenii. Amin. Și înseamnă că nu poți să faci absolut nimic din ceea ce Dumnezeu a interzis. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, nu mai poți să porvești. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, nu mai poți să poftești în inima ta ceea ce nu ți este îngătuit să poftești. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, n-ai dreptul să poftești nici casa, nici masa, nici mașina și nici pisica vecinului. N-ai voie să poftești nimic. Amin. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă să te iubim pe Tine din toată inima. Știți, unii ne jucăm de-a creștinismul. Doar ne jucăm de-a creștinismul. Alții ne jucăm de-a pocăința, alții ne jucăm de-a biserica. Și am început să fim atât de suprafamiliarizați cu Dumnezeu și spunem, Doamne, orice se poate, nu se poate orice, când îl iubesc pe Dumnezeu, nu mai pot să trăiesc decât fiindu-mi teamă de El, onorându-L pe Dumnezeu, cinstindu-L pe Dumnezeu, fiindu-mi frică de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ce înseamnă asta ca să înțelegem când toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru? Când îl iubesc pe Dumnezeu, și asta înseamnă că trebuie să înțeleg neapărat ce înseamnă să îl iubesc pe Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în versetul 29 încă un lucru, ce se întâmplă când îl iubesc pe Dumnezeu, dar din toată inima, căci pe aceea pe care i-a cunoscut. Deci când îl iubesc pe Dumnezeu, sunt ales de Dumnezeu. Mai citesc o dată. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, asta când îl iubești pe Dumnezeu, te cunoaște, te cheamă, te alege, i-a și hotărât mai dinainte, și acum atenție, să se asemene, să fie asemenea chipului Fiului Său. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, să mai petrecem cu un miracol în viața mea. Știți care? Încep să devin tot mai asemănător cu Iisus Hristos. Amin. Alo? Amin. Amin. Când îl iubesc, asta înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu. Ales pierde vremea. Când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, încep să semăn cu Domnul Iisus. Amin. Mă aseamăn cu Domnul Iisus Hristos la tot ceea ce este Iisus Hristos. Și rugăciunea mea pentru toți cei ce suntem în locul acesta și ascultați cuvântul, este, Doamne Iisuse, fă-ne asemenea caracterului Tău. Amin. Asta înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu semănăm cu Iisus Hristos tot mai mult, fraților, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, eu trebuie să mă asemăn tot mai mult cu Domnul Iisus, s-ar putea să nu-L iubești pe Dumnezeu din toată inima. Și asta înseamnă dezastru în viața unui om. Însă, încă ceva. Voia lui Dumnezeu, și acum vă rog să adevărul acesta să le ținem foarte bine, voia lui Dumnezeu, atunci când îl iubești pe Dumnezeu, voia lui Dumnezeu te poate duce exact în mijlocul furtunii. Voia lui Dumnezeu, uneori, atunci când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, atunci când îl iubești pe Dumnezeu, nu second hand, cu dragostea din vei, s-ar putea, din când în când, atunci când ești în centrul voii lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu să te ducă exact în centrul furtunii. Să nu cumva să credeți că dacă suntem în voia lui Dumnezeu, am scăpat de toate necazurile.
Să nu cumva să credeți că dacă semăn cu Iisus Hristos, adică îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, eu nu o să mai știu ce sunt alea probleme în viață, nu mai știu ce înseamnă vitregiile vieții. Nu. Uneori, voia lui Dumnezeu te duce exact în mijlocul și în ochiul furtunic. Știți ceea ce mi se pare foarte șocant? În Isaia 53:10, cuvântul lui Dumnezeu face o afirmație atât de serioasă, atât de revoltătoare, atât de uimitoare pentru fiecare dintre noi. Isaia 53:10 zice așa: Domnul, vorbind despre Iisus Hristos, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Iisus Hristos era în centrul voii lui Dumnezeu. Și auziți ce găsește cu cale Dumnezeu? Să-L zdrobească prin suferință. A fi în voia lui Dumnezeu, a iubi pe Dumnezeu, înseamnă că uneori Dumnezeu te zdrobește. Dar știți când iese esența din trandafir? Când simți cel mai bine mirosul și chiar dulceața trandafirului și esența trandafirului, când petalele îi sunt zdrobite. Când petalele îi sunt zdrobite, atunci trandafirul are cea mai mare eficiență. Și așa lucrează Dumnezeu. Tozer, A.W. Tozer, un faimos predicator american, a spus așa: înainte ca Dumnezeu să folosească pe cineva profund, mai întâi îl zdrobește profund. Știți că Dumnezeu ne poate folosi și ăsta a fost un titan al lui Dumnezeu. Ei, omul ăsta a zis că Dumnezeu, înainte de a ne folosi profund, trebuie mai întâi să ne zdrobească profund. Dar asta nu ne place. Domnul Iisus îl iubea pe Dumnezeu profund și a fost zdrobit profund. Și vă mai dau încă un exemplu. Știi? Să nu cumva să confundăm. Când sunt în voia lui Dumnezeu, nu înseamnă că scap de necazuri. Uneori când sunt în voia lui Dumnezeu, s-ar putea să vină necazuri destule și poate chiar mai mari în viața mea, tocmai pentru că sunt în voia lui Dumnezeu. Și vă dau încă un exemplu. Iosif, în Vechiul Testament. Tipul ăla, tinerelul ăla, chiar îl iubea pe Dumnezeu. Serios, îți spun. Și știți de ce știu că îl iubea pe Dumnezeu? Când o cucoană, când doamna Potifar a venit și i s-a oferit. Și a zis, hai să ne culcăm împreună. Că a pus ochii pe el, că era un băiat alătos, bărbat frumos era. Știți ce a spus Iosif? Nu pot. De ce? Iosif a zis, nu pot. Și ea a zis, de ce? Știți ce a spus Iosif? Mă tem de Dumnezeu. Amin. 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 Asta înseamnă să iubești pe Dumnezeu. Și știți ce am observat la Iosif? Că toate lucrurile rele în viața lui au lucrat în final spre bine. Și lucrau în final și lucrau spre bine. Amin. Amin. Cele mai rele lucruri și grave lucruri în viața lui Iosif, de fapt, lucrau spre binele lui și nu numai a lui, a națiunii sale, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dar asta doar când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima. Știi care este soluția ca tu să fii vindecat? Știi care este soluția să primești binecuvântări de la Dumnezeu? Știi care este soluția ca tu să fii transformat, eliberat? Să-L iubești pe Dumnezeu, dar nu oricum, ci din toată inima. Amin. Cum se explică faptul că sunt atâția credincioși, atâția creștini care citesc Biblia? O mai citesc. Care se roagă, vin la casa Domnului, dar n-au niciun pic de creștere spirituală. Tot în păcat trăiesc, tot în eșec trăiesc, tot în faliment trăiesc, n-au bucurie, se ascund umblă numai când e întuneric. Știți care este explicația? Nu-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima. Și atunci toate lucrurile din viața lor nu lucrează spre binele lor, ci lucrează spre răul lor. Dar când intru în voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu uneori mă duce tocmai în necazuri, dar nu te teme. Toate relele din viața ta când îl iubești pe Dumnezeu, de fapt lucrează spre binele tău. Păi dacă Iosif ar fi știut că atunci când este vândut de frații lui, de fapt era spre binele lui, altfel ar fi interpretat și altfel ar fi suportat. Păi dacă Iosif ar fi știut că atunci când a fost scos din groapă și vândut madianiților, aia lucrat spre binele lui, dar nu știa, altfel ar fi suportat supliciul acela.
Păi dacă Iosif ar fi știut că atunci când este aruncat de Potifare în închisoare, pe nedrept, acuzat pe nedrept de tentativă de viol. Păi dacă Iosif ar știut că ducerea aia în închisoare de fapt este spre bine lui, ar fi suportat-o foarte bine, era cu nădejde. Însă Iosif n-a știut, dar a știut un lucru, să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. Și când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, trăiești în teamă de Dumnezeu, onorându-L pe Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, fiindu-ți frică de Dumnezeu și nefăcând lucrurile interzise de Dumnezeu. Amin. Și în final, când îl iubești pe Dumnezeu, răul lucrează întotdeauna bine. Dar doar când îl iubești pe Dumnezeu. Fraților, lumea este plină de rău. Dar noi suntem oameni care suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci am învățat să convertim răul în bine. Cum? Iubindu-L pe Dumnezeu total. Și știm că orice rău care mi se petrece atunci când îl iubesc pe Dumnezeu total, de fapt lucrează împreună spre binele meu și prezent și viitor, slăvit să fie Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, răul lucrează bine, slăvit să fie omul. Fii atent. Nu orice boală. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, nu orice boală e spre rău, ci orice boală e spre bine. Amin. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, nu orice criză e negativă. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima și intri în criză, să știi că răul ăla lucrează spre binele tău. Și a firmei tale, și a afacerii tale, și a familiei tale, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, nu orice durere e nesănătoasă. Ați avut vreodată îndrăzneala să îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru durere? Ați avut vreodată, așa că durerea este darul pe care nici care nu-l dorim. Știați însă că durerea este un dar uneori și desiori din partea lui Dumnezeu? Păi știi ce s-ar întâmpla dacă nu te-ar durea măseama din când în când sau din ții? Știi ce? Păi, ți s-ar striga acolo și ar putrezi acolo și s-ar infecta. Faptul că te doare este un semnal de alarmă că trebuie să intervii acolo. Amin. Și durerea, de fapt, este un lucru pozitiv care se petrece în viața ta. Din cauza aceasta, nu orice durere, atunci când îl iubești pe Dumnezeu, nu orice durere este nesănătoasă. Unele dureri chiar sunt sănătoase. Unele crize, de unele crize avem nevoie în viața noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Știați că unele crize ne fac foarte bine. De aia unii suntem mereu în criză. Secretul este să iubești pe Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Atunci când ești în necazuri, iubește-L din toată inima pe Dumnezeu. Pentru că atunci tot răul lucrează spre binele tău și înșel răul. Când îl iubești pe Dumnezeu, de fapt îi dai gol diavolului și răul din viața ta care vine spre tine, Dumnezeu îl convertește în cel mai mare bine. Nu tot ce e rău sau pare rău e rău, să știți. Nu tot ce e rău sau pare rău este rău. Țineți cont de cazul Iosif, țineți cont de Domnul nostru Iisus Hristos, dar încă ceva, nu tot ce e bun e bun. Nu tot ce e bun e bun. Am învățat de la fiul meu o chestiune interesantă, de la Deni. De ce mai tata aici am învățat că în viață, dacă îți place ceva, nu-i bun. Se referea la mâncare. Dacă îți plac cartofii prăjiți, ăia nu-ți bun, că nu știu ce conțin. Dacă îți plac cartofi țărănești, ăia au ceapă și vrătași și eu știu ce mai... Ăia nu-ți bun. De ce? Orice îți place, aici nu-i bun. Ce dacă e bun, precis, nu-i bun. Dacă îmi place McDonald's, precis, nu-i bun. Dacă, știi... Nu orice e bun, e bun. Și s-ar putea ceea ce ție îți pare că este bun, de fapt, să fie cel mai mare rău. S-ar putea ca ceea ce ție îți place cel mai mult să fie un foarte mare rău tocmai pentru tine. Și să mănânci, de exemplu, eu vreau să vă spun că eu după să mănânci seara, târziu. Ăsta e plăcut, dar nu. Hai să vă spun ceva. Eu după ora 6 nu mai mănânc seara. Dar după ora 8 mănânc. Acum să nu neapărat să faceți ca mine. Însă unele lucruri care sunt bune și plăcute sunt cele mai dăunătoare și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și nu mă refer numai la mâncare, dar trebuie să fim atenți inclusiv la mâncare. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți. Nu întotdeauna ceea ce-i plăcut e sănătos.
Nu întotdeauna ceea ce este bun este și sănătos. Nu întotdeauna ceea ce place cărnii tale este sănătos. Nu întotdeauna drumul cel mai scurt este și cel mai bun. Eu odată am luat-o cineva, a zis, scoați-o pe aici că e mai scurt cu mașina. Și e mai scurt. Și am luat-o pe niște făgăune. Am zis, Doamne, niciodată nu mai duc pe drumul scurt. Că drumul scurt uneori este foarte periculos. Și am încercat să fac o șmecherie. Și bucate-șot și să-l scurtez un pic. Și m-am înșelat. Nu întotdeauna drumul scurt este cel mai bun. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos n-a avut pe scurtătură. Domnul Iisus Hristos s-a dus la cruce. El a vrut să ajungă în glorie, nu pe favorurile diavolului, ci pe voia lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, și pe noi să rămânem în voia Ta tot timpul. Să știți că unii dintre noi avem impresia că drumul cel mai scurt este cel mai bun. Dar nu e așa. Să știți că nu orice bărbat necăsătorit este o ratat. Nu orice femeie necăsătorită este o ratată. Nu. La început pare să fie rău, dar să știți că s-ar putea să fie cel mai mare bine. Mulțumesc de susținere. L-am prins aici. L-am prins tăcuți. Însă, este atât de important să înțelegem că atunci când îl iubesc pe Dumnezeu, din toată inima, toate lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și dacă ești nemăritată, asta lucrează împreună spre binele tău, dacă îl iubești pe Dumnezeu din toată inima. Și dacă ești neînsurat, lucrează împreună spre binele tău, dacă îl iubești pe Dumnezeu din toată inima. Știți? Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, răul lucrează bine. În urmă cu 2 ani de zile, eram cu soția mea în mașină în Valencia, în Spania. Domnul să dea pocăință în țara aia și în mașină, și acolo, și la noi. Și în mijlocul orașului am fost jefuiți. Niște hoți profesioniști ne-au înțepat cauciucul cu câteva semafoare în urmă, când am făcut pana, au venit, s-au stricurat și au furat portofelul, geanta soției mele, a furat-o din mașină, cu portofel, cu acte, cu bani. Însă am făcut nu mi-a plăcut, trebuie să vă spun că nu mi-a plăcut. Dar eram în centrul orașului, necăjit, soția mea era panicată, era lacrimi, că i s-a furat poșeta ei. Dacă dispărea portofelul meu, nu era chiar așa. Dar dacă i-a dispărut poșeta ei, aia a fost cel mai grav. Și într-adevăr a fost grav. Harul Domnului este că eu n-am avut actele în poșeta ei, doar banii ei i-am dat acolo, dar nici inima nu i-am dat în poșetă. Și eram necăjit. Însă am făcut un lucru deștept pe care vi-l recomand tuturor. Acolo, în mijlocul Valenței, într-o stație de autobuz unde ne-au jefuit șmecherii, era un grup organizat. Erau specialiști ăștia în jafuri. Aveți grijă. Deși eram necăjit și tulburați și Doamna mi-a panicat, am făcut un lucru deștept. Acolo ne-am rugat și ne-am închinat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu ne place, sunt total împotriva ceea ce mi s-a întâmplat, dar Doamne, eu binecuvintez numele Tău și mă închin și Ție, mă închin Ție și acum îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Din răul acela mare, Dumnezeu l-a convertit într-un bine și mai mare. Nu numai că ne-am primit toți banii înapoi și pe deasupra, de la frații care i-am vizitat, dar de acolo s-a format un parteneriat între fiul meu și o firmă din Spania și astăzi, la ora actuală, lucrează împreună în România. Și zilele trecute, săptămânile trecute, vorbeam cu Denis și cu încă cineva și a zis, cu niște musafiri și a zis, când am auzit pe tatăl meu, atunci când vorbeam cu el în Spania, că îi mulțumește lui Dumnezeu și pentru jaful acesta, am zis că e bun. Deci niciodată nu mi-aș fi imaginat că un lucru atât de bun iese dintr-un atât de mare rău. Dar asta este specialitatea doar a lui Dumnezeu. Amin. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, chiar dacă nu ești perfect, când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu face ca toate lucrurile în viața ta să lucreze spre binele tău, nu împotriva ta, ci nu spre răul tău, slavă lui Dumnezeu. Amin. Să știți că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, chiar și moartea este un câștig.
Acum nu vreau să speri pe nimeni. Că eu nu cred în mormântări, eu cred în viață și în Iisus Hristos. Să fie Domnul și cred în vindecarea Lui. Dar când îl iubești pe Domnul din toată inima, chiar și moartea este un câștig. Și asta este paradoxal. Dar Apostolul Pavel în Filipeni 1:21, știi ce spune? Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri odată este un câștig. Să le iau de mână și să merg cu El pe calea Lui, o noi iubire ca iubirea Lui. Mai mare veselie nu-i pentru copiii Lui, decât să umble în voia Tatălui. Știi? Sunt multe lucruri care încă nu le știu, dar de un lucru, da, de acela sunt sigur. Este acel ce m-a salvat, m-a binecuvântat, eu sunt voios că m-a răscumpărat. O, tu popor al Domnului, să stai în voia Lui, vecina cu El la masa Lui. Amin. Amin. Apostolul Pavel spune, când îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, pe pământ trăiesc pentru Hristos. Și acum apare ceva paradoxal și revoltător și el spune așa în Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ori asta sună revoltător. Însă când îl iubești pe Dumnezeu, știi că Dumnezeu, chiar și răul morții, îl convertește în cel mai mare bine. Slăviți să fie Domnul. Vreau să închei spunându-vă că răutatea oamenilor uneori lucrează și desiori lucrează binele suprem în viața noastră atunci când îl iubim pe Dumnezeu din toată inima. Zilele acestea, alaltă, am primit un mesaj pe internet despre o situație foarte gravă care s-a petrecut în Pensacola, în Statele Unite. Doi bărbați, doi adulți, într-o școală creștină s-au rugat la o masă, la o agapă. Erau cu prietenii lor. Și la agapa aceea, la masa aceea de dragoste, unul a înălțat o rugăciune și a binecuvântat darurile de mâncare. A fost văzut și dat în judecată. Că s-a rugat într-un loc public, în școală. Și i s-a făcut proces, statul american, împotriva celor doi creștini care s-au rugat. Numele lor sunt Frank și Robert. Riscau 6 luni de pușcărie din cauza că s-au rugat într-un loc public. Știți că în școlile lor nu mai ai voie să te rogi. Riscau o amendă de $5,000 și confiscarea pensiilor lor. Deci, o penalizare foarte serioasă și o amendă și niște consecințe foarte serioase. Însă, cazul s-a judecat și a fost apărat de un avocat român și au câștigat. Și a fost mare bucurie asta. Sute și mii de oameni s-au rugat, zeci de mii de oameni s-au rugat, dar mii de oameni au fost acolo în fața tribunalului. Însă, judecătoarea, o tipă destul de rigidă și ranchiunoasă împotriva creștinilor, după ce i-a iscodit pe ăștia pe toate părțile, i-a declarat așa, nevinovați. 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 Și m-am gândit și vreau să mă împărtășesc adevărul acesta. Și tare mi-a plăcut atunci când Domnul mi l-a descoperit. Doar cei ce se roagă sunt nevinovați. Mă întreb, oare cum sunt cei ce nu se roagă? Dintr-un mare rău, că au vrut să-i amendeze pe așa, să le suspendeze pensiile, să le anuleze pensiile, să-i pună în închisoare pentru 6 luni, dintr-un mare rău, răutatea oamenilor, cineva i-a părât că s-au rugat în public, în școală, în America, în țara democrației. Dintr-un mare rău, Dumnezeu a scos un mai mare bine, slăvit să fie Domnul. Și de ce? Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce se cred
în El și iubesc pe El, chiar și spre binele tău. Secretul să este să-L iubești pe Dumnezeu, nu oricum, ci din toată inima. Amin. Doamne Iisuse, mulțumim că ești Dumnezeul vieții. Mulțumim că ești Dumnezeul harului. Amin. Și mulțumim că lucrurile rele din viața noastră, atunci când te iubim cu toată inima, de fapt, lucrează bine. Amin. Sunt atâtea situații pe care nu le înțelegem, care vin în viața noastră. Sunt atâtea probleme care nu ne plac, dar sunt atât de sănătoase. Doamne, îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin. Care le îngădui în viața noastră. Te rugăștim că le îngădui spre binele nostru suprem. Amin. Însă, te rog pentru mine. Te rog pentru toată adunarea. Te rog pentru toți telespectatorii. Dă-ne tuturor, Doamne, înțelepciunea să te iubim cu dragostea din tine. Amin. Dă-ne harul să te iubim cu toată inima, Doamne. Amin. Ajută-ne să ne îndrăgostim de tine și atunci răul lucrează numai spre bine. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru puterea cuvântului Tău. Și îți mulțumim pentru tot binele care l-ai pregătit pentru noi și în viața aceasta și în viața următoare. Tocmai pentru că te iubim cu toată inima. Slavă ție! Amin.